Nu e
Thank you.
Thank you.
Îți spun eu foarte bine. Bine v-am găsit, copii. Am o veste să vă spun. L-am adus pe Moș Crăciun. Și are multe jucării. Moșul mergea pe cărare și am văzut că este greu prin zăpada asta mare să-și ducă sacul său. Eu atunci gândi așa, să-l aduc cu Sania. Peste carte, peste carte, într-o stanie ușoară, trasă de unedura, urechea și plăgălaș. Moș Crăciun din geam coboară. Raja s-a cam deminat. Nu e ceea ce am așteptat. Ceea ce vedem acum nu poate fi Moș Crăciun. Cine e și de ce vii? Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit, copii! Am venit cu stăioara încărcată cu jucării. Voi ați fost nerăbdători și ați trimis multe scrisori. Eu pe toate le-am primit și cu dragoste le-am citit. Mi-aș ceru ca la serbare să vă aduc la fiecare ursuleți, păpuși, creioane, răscupote, camioane și alte multe jucării. Adică ce fac? Uite, Moș Crăciun, toți îmi spun că ești danic și bun. Eu spun de mai înainte că sunt băiețel cu minte. Ce-ți mai spun așa să știi că e mult ce jucării cum ți-ar celeați copii. Însă nu mai supăra dacă tot ne-ai dat ceva. Să aduci de vrei în spate multă, multă sănătate pentru tata și mămica, pentru bunul și bunic. Dar Moș Crăciun, am
Bate la piete, gata, hai, nu se poate oata. Se cântăm Cocopi și voi voi. Yeah.
așa? Să ne aducă moșul pe toate. Unde am numerit eu oare? Unde am numerit, dragi moși? Treaba sunt răsare, ca o taină mare, seaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovată, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Așa a început și moșul, tot la timp. Da, da? Și uite unde a ajuns. Vezi? Ce faceți, dragi moșului? V-au plăcut copiii? Da! Da? Da. Dar, dragilor, voi, în general, când nu vă ascultă părinții, ce faceți? Sau vă ascultă? Ne ascultă! Da? Doamna învățătoare vă ascultă? Da! Da? La ce? La lecții? Da. Da, dacă îi spuneți să alerge pentru voi de aici până în centru, aleargă? Nu! Nu, normal. Așa. Ba, eu cred că ar alerga. Că îi sunteți dragi. Că altfel nu făcea o sărbare așa frumoasă pentru voi. Așa e? Și cu voi, bineînțeles. Ce clasă sunteți voi? Zero! Zero! Oleu, pe vremea moșului nu era așa. Da. Și câți ani aveți voi? 6! A, păi moșul la 6 ani era în clasa 1? Nu în clasa 0. Voi înseamnă că, da, începeți mai de mici. De ce credeți că am venit eu? Hai să vedem, de ce credeți că am venit? Nu știți? Nu. Păi dacă nu știți, atunci plec. Nu! Nu? Și iau și saci cu mine. Umblăm la saci? Da! Da? Da. Dar cui dăm prioritate? Băieții, cui dăm prioritate? Fetele! Da? Deci mai întâi dăm fetelor cadourile, da? Da! Ok! Bine! Da! 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 Moșule! Da? În primul rând, ține-i bățul moșului. Ți-a fost clavă, așa e cu barba. V-am zis eu. Ia să vedem, o domnișoară. Hai, draga moșu, hai, curaj. Domnișoara cu negru. Ce ai fost tu la serbarea asta? Părnică. Și cum te cheamă pe tine? Ileana. Și câți ani ai, Ileana? 6? Da. Da? La mulți ani, Ileana. Un an nou fericit și un Crăciun nemaipomenit îți urează moșu. Hai, altă domnișoară. Hai, curaj. Cum te cheamă? Narcisa. La mulți ani, Narcisa. Hai, altă domnișoară. Tu ce ai fost, dragă, zâna iernii? Da. Și cum te cheamă pe tine? Luci. La mulți ani, Beatrice. Așa. Bine. Hai. Iată, în costum popular. Cum te cheamă pe tine? Maria. La mulți ani, Maria. Maria, du-te la bombonică. Hai, altă domnișoară. Tu ai fost zâna iernii? Cum te cheamă pe tine? La mulți ani, Adela. Cine vine? Hai, dar ce unghii frumoase ai, draga moșului! Cine ți le-a făcut? Ai fost la Men's Clis? Men's? Cum se spune, dragi moșului? Tu ce ai fost? Unde ne-am? La mulți ani, draga moșului! Ia și tu ai unghiuțele frumoase! S-au dus amândouă la salon! Au fost amândouă la salon? Da! Dar cum se cheamă salonul ăsta la care se duc ele? Să se ducă și moșul! Păi de aia poartă mănuși, dar are un timp, uite. Cum te cheamă, draga moșului? La mulți ani, draga moșului. Între cum te cheamă? La mulți ani, Amelia. Filmează? Bine, bine. Ia să vedem mai departe. Între cum te cheamă? Ia,
tot în costum popular. La mulți ani, draga moșu. Să crești mare. Să-mi bată, Moș Crăciun. Să-mi bată. Uite, cum te cheamă? Cu ce? La mulți ani, Andreea. De 7 piese. Tu ce-ai fost, draga moșu? Și cum te cheamă? Izabel. La mulți ani, Izabel. Să scrie cu S sau cu Z? Nu știi încă. Cu Z. Știu alfabetul deja? Da. Păi deja suntem mari, dragi moșule. Dacă știm să scriem, mai învățăm să socotim și gata. Cum te cheamă, draga moșule? Denisa. La mulți ani, Denisa. Dacă ești mare. Hai, draga moșule, curaj. Cum te cheamă pe tine? La mulți ani, Amalia. La mulți ani, draga mă. 60 de ani. Cine-i bine? Iana. Așa. De la mă. Iana. Hai, draga mă, cum te cheamă? La mulți ani, draga mă. 60 de ani. Ia să vedem. Încă o domnișoară. Cum te cheamă? La mulți ani, Daria. Ține bine. Cum te cheamă? La mulți ani, Daria. Cine cum te cheamă, draga moșie? Tu ai fost pulpiță? La mulți ani, Iulia. Unde-și dinții tăi? La zâna, măseluță? Și ce i-ai cerut zânei, măseluță, să-ți dea în schimb? Ce să-ți dea? 10 lei pe dinți? Atât de ieftin. Ia să vedem. Mai avem ceva pe aici. Mai avem. Pentru o domnișoară. Pentru o domnișoară. Ce domnișoară a rămas fără cadou? Ești fetiță! Ha-ha, motanul încălțat! Dar am zis eu că e băiețel, că e motanul încălțat. Cum te cheamă, draga moșu? La mulți ani, Isabela. Și ție ți-au dispărut dinții, așa e? Da? Și tu ce ai cerut zânei, măseluță? Toți 10 lei? Ieftin, foarte ieftin. Cum te cheamă pe tine, draga moșu? La mulți ani, Matei! Hai că după aia faceți poze cu moșu și moșu vă dă adresa să îi le trimiteți, da? Dar să le țineți minte. N-aveți pagină de Facebook, moșule? N-avem, n-avem pagină de Facebook, nu. A, deci noi existăm, să înțelegem. A, foarte frumos. La mulți ani, dragul moșu, ține cadou dacă toți îi dați. Mulțumesc, dragul moșu, mulțumesc. Pe dreptul de cap. La mulți ani, Silvia, ține bine. Cum te cheamă? Tu ai fost vânător? Da? La mulți ani, Ștefan. Să vă chem la ziua ta, da? Cum te cheamă? Tu ai fost furnicoi? Da? La mulți ani. A fost greiere. A fost, așa. La mulți ani, Denis. Mulțumesc, dragul moșului. Pe tine cum te cheamă? Și tu ai fost iepuraș? Da. La mulți ani. Și nu te-a până vânătorul, nu? Nu te-a prins. Pe tine cum te cheamă? La mulți ani, Rale. Cine-i bine? Hai să mai ai un spune.